ADIR Work Integration Social Enterprise, developed in Yash, starting from a dream, to support children with Down syndrome to reach their full developmental potential and to be integrated in the community. Povestea mea este simplă. Intri la un moment dat într-o lume care îți spune că e cumva lumea unde e vorba despre tine. Deci eu am o fetiță cu sindrom Down. În momentul în care am ales să o nasc cu sindrom Down, am știut că aleg ceva mai mare decât puteam să-mi dau seama atunci și a fost o lume nouă și acum în fiecare zi tot o lume nouă este. Cum am ajuns este că trăind și lovindu-mă de multe aspecte ale acestor copii sau acestor persoane, am simțit tot timpul că pot să fac un pas, pot să fac și eu ceva. Există o putere în noi nebănuită de a face lucruri și întotdeauna toate persoanele sunt speciale. Mă numesc Ionela Nazare, am terminat studii superioare în domeniu, Facultatea de Psihopedagogie și masterul de diagnoză. Pot să spun, viața mea e ca un motto pe care îl folosesc eu mereu. Pornind la imposibilitate, se va naște o posibilitate. Eu, practic, am trăit alături de copiii cu dizabilități și pot să spun că îi cunosc cel mai bine, pentru că am trăit în mediul lor, am văzut ce înseamnă să fii în ipostaza asta și am trăit la casa de copii, cum spunea înainte, de la vârsta de 10 ani până la... m-au ținut până la facultate și master. Și după aia... am întâlnit un bărbat care nu tocmai a fost, relația noastră n-a fost așa cum ne-am dorit și acum sunt mamă singură, îmi cresc copilul singură și stau într-un centru de mama și copilul și faptul că am întâlnit oportunitatea cu doamna Viorica mi-a dat o foarte mare șansă, că pentru mine este ca un training de dezvoltare personală și pentru mine. Pur și simplu simt nevoia să ajut acești copii, că am trăit alături de ei și simt nevoia să ajut, să formez o lume mai bună, să contribui cu ceva, să fiu de folos societății în primul rând, pentru că ei sunt viitorul și dacă ne dorim o lume mai bună, trebuie să începem cu copiii în primul rând și asta îmi dă o mare credință, putere, forță de muncă. Pe mine m-a îmbogățit experiența asta în puținul timp care a trecut de când am început, pentru că copilașii cu sindrom Down au atât de multă iubire de oferit, încât te copleșesc. Eu am terminat școala de fiziokinetoterapie și pentru faptul că sufăr de o deficiență de vedere, mi-a fost mai greu să găsesc un loc de muncă și am primit șansa aceasta. Cumva a fost o șansă enormă pentru mine, de aceea țin să-i mulțumesc doamnei Viorica. Aici, la centru de copii cu sindrom Down, eu am ocazia de a pune în practică ce am învățat, de a căpăta experiență, de a mă dezvolta și, nu în ultimul rând, de a-mi trăi viața într-un mod plăcut. Păi tocmai de aceea simt că pot oferi încredere acelor copii cu care eu fac acele ședințe și jocuri. Și încrederea asta, adică să arăt că se poate într-adevăr și că se poate trăi viața chiar și altfel, indiferent de cum suntem, de cum ești, de ce dizabilitate ai. Adică e ca și cum, nu știu dacă poți găsesc doar un singur cuvânt, dar cred că ar fi ca și cum ai ține, nu știu, o pasăre sau un fluture în mână și el și-ar lua zbor. Și pentru mine a fost, să zic așa, o minune, practic. Da, îmi căutam de foarte mult timp și un loc de muncă și... Te ascult ca să vă aducă bine, să aveți prieteni, să vă cu prieteni.
fiind după asta, poți la curățenie, poți la trecut gravului, spălarea vaselor. ADIR is an innovative concept in which the association generates income from after-school services and holds free therapy sessions for children with disabilities. By offering integrated services for able-bodied and disabled children of young ages, ADIR supports their integration and their right to dignity and to a normal life. ADIR created workplaces for people with disabilities, including Down syndrome, helping them become the change they want to see around. Thank you.